Timp de o săptămână, în întreg județul, se vor derula o serie de manifestări unite sub genericul Zilele Maghiare din județul Hunedoara. Manifestările vor demara pe 1 iunie, inclusiv în Valea Jiului, și se vor încheia duminică 9 iunie. În Petroșani, prima zi a festivalului programează o festivitate dedicată Zilei Internaționale a Copilului. Inițiativa a pornit acum 4 ani de către Organizația Județeană a UDMR, a avut ca obiectiv crearea unui cadru, a unei platforme, a unei forme de manifestare a identității maghiarilor din județul Hunedoara, știut fiind că județul Hunedoara este un județ în care populația maghiară este sub 5% și așa numitele județe cu populație dispersă sau, nouă nu ne place termenul, dar altul nu e în dicționar, diaspora internă, ca să-i spunem așa, care prin acțiuni culturale, comemorative, sportive, de petrecere plăcută a timpului liber, mergând de la preparatul gulașului, sub formă de competiție, concurs și așa mai departe, până la pretențioase prestații culturale ale unor formații de teatru, de muzică, de operetă sau de altă natură, de înalt nivel, să fie ca niște linii de forță care să îi facă pe toți să vibreze, în sensul că noi încă ne-am păstrat și în aceste condiții de diaspora, specificul, limba, obiceiurile, cultura, pe care, slava Domnului, acum le putem public, în fața tuturor, manifesta liber și neîngrădit. Printre invitații care vor fi prezenți la Zilele Maghiarilor se numără și reprezentanții corului bărbătesc din Varpalota, localitate înfrățită cu municipiul Petroșani. Unul dintre importanții invitați, după părerea mea, și să zic, putem să spunem cu ghilimele de rigoare invitat de onoare, este corul mineresc de la Varpalota, un cor foarte performant care face turnee în toată Europa. Ei vor veni 2 zile la Petroșani ca reprezentanți ai orașului înfrățit la aceste zile ale maghiarilor din Hunedoara. Ei vor concerta 2 zile, teoretic, în 2 zile 4 concerte. Una va fi la Peștera Bolii, unde se va organiza Ala Cantata, acel festival de coruri care are și ia mai multe ediții. După masă, asta va fi sâmbătă dimineața, sâmbătă după masă vor avea un concert de o oră la Biserica Romană Catolică din Petroșani la ora 18, iar duminică, în cadrul slujbei de aniversare a 125 de ani de înființare, sfințire a Bisericii Reformate din Petroșani, și după masă vor fi oaspeții Lupeniului, unde teoretic vor încheia acest pelerinaj de 2 zile în Valea Jiului. De-a lungul celor 9 zile de sărbătoare sunt programate concerte, proiecții de filme, spectacole de teatru, iar sâmbătă, 8 iunie la Lupeni, se va derula o manifestare intitulată 1000 de ani de gulaș. Duminică în Petroșani va avea loc și inaugurarea unui stâlp funerar de lemn sculptat amplasat în curtea Bisericii Reformate.